Știre electorală de promovare. Prezent la Bursa Generală a Locurilor de Muncă organizată la Deva, Lucian Rus, candidatul PSD pentru funcția de primar al municipiului Deva, a accentuat faptul că, după o astfel de acțiune în care agenții economice au scos pe piață 700 de locuri de muncă vacante, oamenii consideră că una dintre problemele cele mai mari ale Devei este legată de o insuficiență dinamică pe piața muncii. Reședința de județ are nevoie de un parc industrial modern care să asigure o dezvoltare a acestei piețe, care să atragă la Deva investitori și mai ales forță de muncă tânără, specializată în universitățile ce vor fi atrase în Deva. În caz contrar, reședința de județ se va afla și peste 4 ani în aceeași situație dezolantă. Am mai multe proiecte de suflet, printre care și acesta în parteneriat cu ASEO, într-adevăr, pentru că atât eu, în cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, am o colaborare extraordinar de bună cu tot ceea ce înseamnă ASE, pe toate facultățile pe care ASEO-ul le are în momentul de față, pentru că reprezintă un parteneriat extrem de important pentru antreprenorii din România. Asta este ceea ce mi-aș dori și pentru Deva, pentru că vorbim de planuri de viitor, vorbim de perspective, de dezvoltare. Aceste lucruri nu pot să se întâmple fără o dezvoltare a învățământului superior în municipiul reședință de județ. Și cred că prin încurajarea ASEU-ului, prin parteneriatul cu ASEU, prin sprijinirea ASEU-ului, putem dezvolta și putem avea cât mai multe secții de învățământ superior în Deva și de ce nu de atras și alte facultăți și universități care să vină în municipiul reședință de județ, să aducem tinerii din tot ce înseamnă sate, comune, orașe și municipii din întreg județul ca să vină în Deva să îi pregătim aici pe domeniile de interes pe care antreprenorii le manifestă pentru ei. Aceasta reprezintă pepiniera de care noi avem nevoie, aceasta reprezintă direcția pe care antreprenorii marșează foarte mult pentru că sunt lucrurile cele mai importante pentru un antreprenor. Forța de muncă calificată pe care să o pregătească pe domeniul respectiv. Potrivit candidatului PSD pentru funcția de primar al municipiului Deva, chiar dacă o administrație publică locală nu are în sarcină directă datoria de a crea noi locuri de muncă, totuși, administrația privită în ansamblul ei are datoria de a crea un cadru care să favorizeze investițiile, antreprenorii, libera inițiativă și să genereze predictibilitate în utilizarea resurselor publice. Vrem să facem această reconversie profesională a oamenilor, vrem ca antreprenorii să-și găsească forță de muncă potrivită. Felicităm, sperăm să fie o acțiune care să se repete cât mai des și permanent să avem această discuție concretă la masă pentru a găsi soluții pentru antreprenori și până la urmă pentru a rezolva o problemă extrem de importantă pentru Deva, locurile de muncă. Din fericire, mai spune Lucian Rus, oamenii înțeleg că este nevoie de un efort comunitar consistent pentru a schimba starea de fapt în municipiul Deva și îl bucură și mai tare faptul că devenii sunt dispuși la un astfel de efort, deoarece potențialul de dezvoltare al Devei este uriaș dacă este tratat cu seriozitate. Este atât de important pentru noi să gândim pentru viitor. Discutăm de locuri de muncă, discutăm de atragerea de investitori, dar toate aceste lucruri nu se vor putea întâmpla până când aceste parteneriate tripartite vor funcționa cu adevărat și vor da cu adevărat plus de valoare și valoare învățământului și pregătirii profesionale a tinerilor din ziua de astăzi. Ne uităm și vedem că avem peste 50 de antreprenori aici. Avem peste 700 de locuri de muncă disponibile astăzi pentru oamenii din Deva. Dar vedem și foarte mulți oameni care vin și care nu regăsesc posturi în ceea ce antreprenorii prezintă ca și disponibilitate. De aceea reconversia profesională, de aceea tot ceea ce înseamnă aceste parteneriate cu unitățile de învățământ trebuie să funcționeze cu adevărat și trebuie să dea roade astfel încât să pregătim și să reconversionăm forța de muncă către direcția dorită. Deci sunt niște deziderate pe care și noi din Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului peste tot le promovăm pentru că forța de muncă este cel mai importantă resursă de care are nevoie un antreprenor.